Da, Shelly, am văzut că a postat. Mama, a postat două clipuri, mă! Deci o dată asta cu Adrian Minune, la care m-am uitat o secundă. Bun, și... Mamă, 1,50 €! O oră... Doamne, cu auzi? O oră și 40 de minute, hai să ne uităm întâi la asta, chat. Adrian Minune și cu Carmen Minune, testul poligraf. Ți-ai fi dorit să am o altă meserie? Ce este de sângele meu, trebuie să fii mușcat. La ce vârstă te-ai apucat de fumat? Mi te cum îmi tremură mâna. Hai, acum să văd. Dacă ai afla că soțul meu are o relație cu o altă femeie, mi-ai spune? Dar nu ce spune, cum să spun? Ai crede de la școală? Pe cum e? Eu zic, bă, ești nebun la cap, taxul. Ei, pati. Taxul trăiți ar ție, nu i-ar zice lui Fiesa că te înșală. Bă, nu știu, acum habar n-am, nu știu. Pe bandă. La lipati. Nu știu cu aia, gen, e fiemea, gen, nu știu, habar n-am. Cea mai mare. Voi ce-ați face, i-ați zice? Sumă pe care ai câștigat-o la o nuntă. 200 de mii de ăștia mari. Ai furat vreodată bani de la mine? Dar de ce întrebările tale sunt atât de grave? Am fost vreodată la un pas de faliment? Aici scrie cec în alb. Ei, asta uite, Sușeri, și bine v-am regăsit la un episod foarte, foarte special al testului poligraf. Invitații mei de astăzi sunt Carmen Minune și tatăl ei, Adrian, copilul Minune. Aplauze pentru ei, dragi. Bă, unde trecu copil, mă? Minune și tatăl ei, Adrian, copilul Minune. Cică... Carmen Minune și Adrian copilul Minune. Aplauze pentru ei, dragi prieteni. Doar copil nu este. Yeah. Să te faci în galerie. Na, copil. Vreau să vă mulțumesc în primul rând foarte mult că ați venit. Știu că sunteți foarte ocupați. Bună, bine te-am găsit. Bine v-am găsit. Mă bucur că v-am prins și sunt tare curios ce rezultat va avea acest. Cică zici că e bășică, coaie. Băi, sunteți reduși. Cum să zici, mă, la un băi? A, mă, băi, ești nesimțit? Cum dracu să zici așa ceva, frate? Test. Poligraf, având în vedere, adică tu... Cumva mai prins, să știi, cumva mai prins, datorită lui Carmen, pentru că avem o emisiune. Ce am grijă, a luat epic shorty. Ceva nu te interesează, bine, tata, hai că merg. Vreau să-i mulțumesc foarte mult lui Carmen, care ia a tras pentru la mine să te avem astăzi la aici. Vreau și eu să spui, iartă-mă că te-am întrerupt, ce ți-am zis când m-ai sunat? Recunosc, când am sunat-o, mi-a zis, băi, eu fac tot posibilul, dar tata nu cred că o să vină sau poate o să... Cred că ți-am mai zis să nu-l suni. Dar nici n-aveam numărul tău, noi ne-am mai întâlnit pe la evenimente, dar n-aveam contactul tău. Mi-a zis, e posibil să vină sau și după aia să nu mai vină, este, nu pot să promit da, nimic. Pentru cei care nu știu, să ajungi la un moment dat să te saturi de evenimente și să nu le mai suporți, la un moment dat cred că ajungi să refuzi și celelalte evenimente, înțelegi? Și consider că tata e în punctul în care chiar își permite să nu mai facă nimic, pentru că da. Pe 24 de septembrie ajunge la vârsta de 50 de ani. Da, și fac și un mare spectacol pe arenele romane, vă aștept cu mare drag. O să vă anunț când o să pună biletele în vânzare. Arenele romane chiar de ziua ta. Chiar de ziua mea, 24 septembrie, 40 de ani de muncă și 50 de ani de viață. De la 10 ani în acest domeniu artistic, da. Senzațional. Și omul în continuare muncește și de ziua lui, ceea ce mi se pare absolut incredibil. Dacă tot vorbim de evenimente, dragi prieteni, nu pot și eu să nu vă spun de Bass House The Movie, unde deja... Dar înainte să spun că mersi frumos! Pe mine, Adriana, începem așa cu ceva easy. Iar. Pe cine iubești cel mai mult? Pe mine, Adriana sau Adi? Aha. Am zis că e ușor. Sunt iubiri diferite, tu ești primul copil, Adriana și Adi. Pe fiecare vă iubesc altfel. Ce pot să zic? Pe mamă iubesc cel mai mult. Și e sincer. Nu pot să cred. Păi dacă nu se iubeau ei, n-apăreați voi. Frumos, dă-i cu lacrimi. Regreți faptul că fiind plecat mai tot timpul la cântări, ai pierdut momente importante din viața mea ca și copil? Da. Și normal că regreți, da. Pentru că atât timp cât ești artist și ești talentat de la Dumnezeu, trebuie să sacrifici viața ta. Ca artist, trebuie să ai grijă de muzica ta, trebuie să ai grijă de clipurile tale. Bine, pe timpul ăla nu erau clipuri, nici nu era internetul pe timpul ăla. Da. Pe timpul erau televizoarele, era un diamant sau un Venus, care voi nu le-ați prins tata. Dubele alea, mini frigiderele. Da. Wow, chiar emoționant. Într-adevăr, e greu să balancezi munca de artist cu viața. Nu, dar eu și acum tot sunt cu munca. Da, presupun că și place. Adică nevoia materială normal, de noi este probabil satisfăcută. Dacă strânzi de stradă la Dumnezeu, e păcat să las... Bine, nici nu-mi doresc să mă treacă Sofie strada pe la 70 de ani, adică să cânt. Mamă, ce patec Filip are al meu, trăiască familia lui. 2000 de ani să-i trăiască. E cartier, nu e.
E Patek sau e Cartier? Pare Patek. Pare Patek. Adică să cânt. Trebuie să am grijă că am două nepoțele frumoase. Te-ai fi dorit să am o altă meserie? Nu, pentru meseria asta am optat, de-aia m-am intrat la școală, de-aia m-am învățat și te-am învățat și ce iese din sângele meu trebuie să fii muzicant. Și e sincer. Deci tot ce iese din sângele Adrian Minune, muzică. Doamne, cântăm toți și câinii cântă la noi. De data asta îți confirm, să știi? Că... E Cartier Santos, nu? Ia. Da, Cartier Santos. Să mor tu, nu e, nu, gen, nu e extraordinar de scump. Credeam că e o avere, ești de bun. E practic, în fapt, stai că nici nu e ăsta, e ăsta de aici. Ăsta cred că e o avere. Ăsta pare scump rău de tot. Băi, Alexe, ce e comportamentul ăsta de norocit, mă? Mamă, ce tare, gen, 16.000? Lol. Chiar e tare, gen. Chiar e tare rău. Că s-a dus și mai departe, pentru că și Sophie, care este nepoata lui, da, are înclinații către muzică. Adevărul e că se transmite și prin genă și, da, și pe lângă asta talentul la tine e unul indubitabil și pe aia la fel și munca și seriozitatea. Deci practic te-a și încurajat, adică nu doar că nu te-a descurajat, dar în mod activ te-a împins către cariera asta. Care au fost primii tăi pași în muzică? Prima chestie în muzică. Momentul când i-am făcut tatălui meu o surpriză, el nu știa de talentul meu. Eu mi-am descoperit talentul la 14 ani și mama a zis, ok, ești făcută pentru asta, gata, știm ce ai de făcut în viața ta, mergem la studio și facem o surpriză tatălui tău, te urci pe scenă și la 12 noapte ai cânti Hurt Christina Aguilera. El știa că ați plecat într-o tabără ceva la școală și la 12 noapte am apărut în roche de seară. Era și prima dată în viața lui când mă vedea ca o domnișoară, știi, roche de seară, părul lung pe tocuri și am apărut din întuneric, știi, cu un spot pe mine. Și în momentul ăla, și eu și el, cred, și mama, am conștientizat că da, asta ne dorim, asta îmi doresc să fac, știi? A fost pentru prima dată când m-am urcat pe o scenă, a fost pentru prima dată când am intrat într-un studio și în momentul ăla, când cu microfonul cântam și mă uitam la oameni de pe scenă, am zis, ăsta e locul meu, asta vreau să fac cu viața mea. Cum te-ai simțit tu în momentul acela, surprizei? Bă, parcă știu și eu pe Carmen, ea nu cântă deloc manele, nu? Și care niște, parcă ascultați-mă acum 2 ani, 3 ani, parcă? Știu că cântă, gen, face muzică bună, rău, dar nu știu exact, gen, ce tip de muzică. Da, eram sigur. Da, are voce. Talent, rău. Stă pe YouTube. S-a ascuns după un stâlp ca să plângă. S-a filmat? Da, la Măruță e. Există pe YouTube. Și pe această cale îmi cer scuze celor care se uită pe YouTube. Așa sunt eu, mai plângăcios, mai sensibil, mai artist, pentru că nu poți să fii artist dacă nu ai sufletul mare. Eu sunt mic, dar sufletul... Să-ți link sfârcurile buclucașe. Na, poftiți sponsorii mei care sunteți pe live. Să vedeți cum vorbesc abonații mei cu mine. Să vedeți hal de oamenii care cumpără, care bagă bani pe GG Drop, oamenii care au huse Mobil Fox, ăștia sunt, uitați cum vă cum vorbesc. Nenorociți. Te pup, Imogene! Viața mea, Imogen, niște trompete pentru el, dacă se poate. Te pup, frățiorul meu, apreciez maxim. Sfântul meu e cât casa poporului. Da, el plângea de la masă, din public, practic, și eu de pe scenă, nu mai puteam să mai cânt, îți dai seama. Da, te pup. Nu știam momentul, dar îmi imaginez că a fost unul spectaculos. Da. O să căutăm când termină emisiunea. Chiar aș fi curios să văd. Te-ai bucurat atunci când am ales alt gen de muzică, ci nu manele? Da, m-am bucurat. De ce? Pentru că, așa cum unii știu, muzica noastră tinde către multe pături sociale. Și la cei de high class și medium și foarte jos, care cunoști niște oameni odată când sunt, când n-au băut nimic, la urmă îi cunoști și când sunt mediu și la urmă și când... Nu mai răspunde faptele lor. Exact. Și da. Eu mă răspund sincer. Până acum a fost sincer la toate, nu? Da, foarte sincer. Nicio minciună. Și sincer, acum v-ați mișcat până acum, nu știu dacă vedem vreo minciună, dar noi suntem aici să anchetăm. Eu am fost sincer toată viața. Asta dacă... a fost singura... Știu, Jenny, știu, am văzut Raidu. Minciună. Te pup. E adevărat? Nu știu. Hai, mai departe, asta e și secretul când mint, să iei omul pe nepregătite. Dacă ar trebui să alegi între a rămâne Adrian Minune toată viața, dar a nu... Cel mai logic răspuns. Nu mai avea familie, gen noi nu existăm. Sau a ne avea pe noi, dar Adrian Minune să nu fi existat niciodată. Ce ai alege?
Bineînțeles, familia, e normal. Nu ți alegi faima ca să nu ai familie. Eu sunt omul care, chiar dacă mai greșesc, familia e familie, indiferent de situație. Aș alege familia, nu Adrian Mirune. Ce sincer. Acum vine una grea, la care știu răspuns. Întrebarea roșie. Nu chiar, întrebarea roșie, că am lăsat-o la final. Hai! Și aia e bună, rău. Bada. Dacă ai afla că soțul meu are o relație cu o altă femeie, mi-ai spune? Nu. Ce sincer. M-ai lăsat așa proastă? Ce nu știu, dar nu te doare. Ce-aș spune? Cum să-și spun? De ce n-ai spune? Dacă ești proastă, trebuie proastă. Noi bărbații mai greșim. Adică dacă îl văd pe ăla că stă, cum stă boul la vacă, nu, niciodată. Dar ce? E adevărat. Bine, discutăm noi acasă. Dar ai mustra, adică i-ai spune că e obraznic. Lui i-ai spune ceva, ok, e treaba mea ce aș spune. M-am gândit să pun întrebarea altfel, dar după aia zis să fiu drăguță, am vrut să zic ce ei face. Sau dacă ei face deci ceva, dar nu. Deci ei nu i-ai spune nimic, n-ar știu. Nu mi-ar spune. Dar... Te pup, Ștefane, mersi mult în inimă. Mersi mult în inimă, viața mea. €5, te pup. Te pup. Lui i-ai spune ceva sau i-ai lăsat întreaba lui? Bineînțeles că i-aș spune, da. Și să nu mai repete. Dacă ar fi o singură dată și ar fi doar nu, o fantezie. Nu, am zis, am trei rânduri de creier. Am zis așa, dacă ai aflat că soțul meu are o relație deja, relație, în paralel cu mine, cu o altă femeie, m-ai lăsat așa, la lung, gen... Amantă cu acte în regulă. Relație poate să fie relație sexuală, poate să fie imediat atunci cu doamna sau nu cu domnișoara. Ai tot relație, nu? Nu, relație să afli că e deja cu una de mult și că eu dorm pe mine. În timp ce e cu mine, e cu alta. Ce-ar spune maică ta? Stai liniștită. Mama, da! Dacă ai zis de mama, ai putea trăi fără mama? Nu. Și este sincer. Ai frica de singurătate? Da. Sincer, în continuare. De ce se bucură când îi pun întrebările ăștia? Ai frica de singurătate? Da. Frica de singurătate? Ia. Da. Ai, ce fericită e. Sincer, în continuare. Care a fost, ca să scăpăm de lacrimi, cea mai mare sumă pe care ai câștigat-o la o nuntă? Adică... Eu zic, o să zic că... 25.000 de euro. Cântare legată, poate un program pauză, dar cei mai mulți bani cu care ai plecat într-o Având noapte... în vedere că am schimbat multe generații, am schimbat și culoarea banilor. Bagnote, da, ok. Multe bagnote. N-ai calculat niciodată. Și mi-e greu să... Bine, ai 50.000. Pot să spun că am luat bagnote de câte 10.000 de lei, de la ora 10 seara până la 12 a doua zi, fără să mă opresc. Cât înseamnă asta așa? Acum? O amintire pe care o ai de la o, poate nu cea Acum mai mare... 200.000 de ăștia mari. De coco, 200.000 într-o seară? Da. Wow. Am dat de cineva care nu dau nume, era fanul meu și a zis, bă, vreau să văd dacă poți să-mi cânti câți bani am eu. Și eu oricum nu mai dat alea de 10.000, alea de Bălcescu. Te pup, ia, te pup. Nu știu dacă le-ai prins, cred că știi banul ăsta. Deci, sângele a farmat. Bă, noaptea aia s-a băgat pe farm non-stop, cum sunt ăștia noștri la pescar pe server. Așa era Adrian, Așa era Adrian chat. Cu cântatul ești nebun, a farmat toată noaptea, toți banii lor. 100 de mii pe vremea aia, adică însemnau altceva. În ce an s-a întâmplat? Acum 30 ani. Mai ții minte unde? Poți să spui cam unde? Pe Ștreanga Titan. Pe Ștreanga Titan? Da. Câți oameni aveai? De la un singur om am primit banii. De la un singur om? Și cum faci? Că presupun că însemnau foarte mulți bani. Ai ca... oameni care... Aveai niște câți băieți aveai care se ocupau să iasă? Păi era o masă, dar asta plină de bani. Wow. Câți băieți? Ți-a rugat cu ei în piept așa. N-aveai pe cineva să iasă? Omul era, cum, avem. Aveam și avem. Perfect. S-au mai întâmplat de multe ori așa cântări cu 200 de mii sau aia a fost una... În America s-au luat mulți bani și în România s-a luat cam aceeași sumă. În Germania, în 90, a luat 60 de mii de mărci. Imediat după Revoluție. Incredibil. Am fost vreodată... Bă, ce dracu m-am făcut eu streamer, mă? La un pas de faliment? Noi? Noi ca familie. Nu, niciodată. Niciodată n-am simțit asta noi ca copii? Noi nu, n-am avut n-ați simțit și nu o să simțiți pentru că aici scrie cec în alb. Deci niciodată n-am fost la un pas de faliment? Nu. Tare rău. Niciodată. E sincer? Da. Vă temeați voi de treaba asta? Bă, nu, dar sincer, acum ca adult și că știu ce înseamnă o situație financiară și... Păi gândește-te că era stru... Băi, eu... Nu că mi-am greșit meseria. Și ea cântă tu puțin, că eu vă arăt cine eram eu dacă eu cântam. Vă arăt cine eram eu dacă eu cântam.
Na, luați aici. Ăsta eram eu dacă mă apucam de lăutărie în viață. Na, ăsta sunt eu, chat. Ia uzi. Cantități de cocaină noi avem. Când ce facem noi o ducem la extrem. Noi facem ravageri unde apărăm. Fata ne caută, cocaină noi avem. Ne vedeți la știri, știți că suntem fenomen. Tu ne-ai dat la gardă, că am lăsat pe tine semne. Cu trafic de persoane am intrat iar în belele. Te-am luat casă, geata mea, să trag cu tine în ele. Pe tine te-a luat gară, dar eu încă fac lovele. Am stele pe umăr și nu intru în belele. Ce e să geata mea, să mă scap tu de ele. De ele, de ele. Tu te miști lent, dacă-ți dau cocai perfect. Tu să te vezi cu ea și mă bagi în faliment. Și n-ai încotro să te duc în Occident. Să mănânc și eu, că așa este perfect. Bam bam, tu ai stilul ăla bun. Tam tam, știi că sunt cel mai nebun. Bam bam, și la toată lumea spun. Viena e bună, rău, este drumul cel mai bun. Bam bam, tu ai stilul ăla bun. Tam tam, știi că sunt cel mai nebun. Bam bam. Bă, treabă n-au ăștia din clipul afară de el. Spun Viena e bună, rău, este drumul cel mai bun. Bam bam. Jafar m-ați calificat, știți că pot o văd în startul. La comanda lui nu comentez tu și nici altul. Cu poliția mă jur că mă joc numai teatru. Și nu mi-au mandat-o. Javrele ca voi, mă invit. Ia uitați-vă, Trăievar, familia voastră. Au luat pe ăsta, e că nu i-a dat niciun bal. A luat de pe stradă direct. Hai frate la mine în clip. Iază balansul cel când plotul ăsta te marchează. Tu mori invidios și cu facultate. Eu am făcut istorie și la număr am 8 clase. Fata nu vrea să mă lase. G-ul meu e 06. Îi dau ca la câine oase. Și-a farmat calificat, pe tata l-au arestat. Acum 3 ani de zile bunicul s-a eliberat. Cu trafic de persoane, poliția ne-a acuzat. Trafic de carne vie și pe toții ne-au săltat. Acum ne este bine, stăm în libertate. Lumea ne vrea rău, dar noi le vorbim prin fapte. Nu există teamă că noi le-am făcut pe toate. Nu ne este frică nici de tine, nici de moarte. Ne vedeți la știri, știți că suntem fenomene. Tu ne-ai dat la gardă, că am lăsat pe tine semne. Cu trafic de persoane am intrat iar în belele. Ce pinguinul ăsta, mă? Geata mea să trag cu tine în ele. Pe tine te-a luat gară, dar eu încă fac lovele. Am stele pe umăr și nu intru în bel. Bă, dar partea asta de aici m-am pișat pe mine de râs. Târfa ta ne caută, cocaină noi avem. Târfa ta ne caută, cocaină noi avem. Bă, bă. Cantități de cocaină noi avem. Tot ce facem noi o ducem la extrem. Noi facem ravageri unde apărăm. Uitați-a. Fata ne caută, cocaină noi avem. Ne vedeți la știri, știți. Băi, mortal, mă, n-ai cum cu piesa aia. Toți trei la școala americană și venea trimestru și trebuia să plătim 30.000 de euro pe trimestru. La asta mă refer, știi că n-am. Trimestru și trebuia să... Financiară și... Păi gândește-te că erați toți trei la școala americană și venea trimestru și trebuia să plătim 30.000 de euro pe trimestru. La asta... Te pup, Ștefane! Te pup, viața, mersi mult. Te pup. Mă refer, știi că na, noi acum ca familie și eu am o fetiță de 5 ani și ne menageriem banii eu cu soțul și cheltuielile și asta și tot timpul m-am gândit, bă, dar ai mei, nu i-am văzut să-și lucreze banii sau să se gândească cum facem, cum asta, a mers tot așa, noi niciodată copiii n-am știut. Da, N-am fost nici răsfățați la maxim, la modul, aveam un buget anume, da. Nu primeam lucruri. Dar nu știați că ar fi vreo problemă sau, mamă, niciodată. Cum să facem cu banii? Sau... Niciodată. Pot să spun că am avut datorii, tată, nu spune nimeni, dar datorii din astea... Cred că la un moment dat am avut. Datorii, pentru că eu toată viața mea am fost dator la mașini. La mașini? Cum așa? Da. Pentru că e foarte greu să-ți cumpere o mașină de 3-400. Eu mereu spun că fiecare om bogat trebuie să ai... Avea Adrian în elicopter, ăsta, Adrian Minune... Ferrari galben sau Lamborghini, ce dracu aveam, mă, Ferrari, Adrian Minune, prin 2000 cât, mă? Ia vedeți. Și l-a și făcut praf, a făcut accident. Ia uite, la Măruță. Ești nebun la cap. Pe omul ăsta a făcut banii ăștia într-o seară atunci. Că care la mașină? Două gaură în buget. Unii au cu cazinourile, unii au cu plăcerea asta cu mașinile, unii au cu... Da. Ce îmi zice, tată, dacă, prin absurd, că legal nu prea pot, aș vinde Lamborghini-ul, Ferrari-ul,
Da? Și geleul meu și mi-aș face vilă cu piscină în Miami. Dacă ai face chestia asta, pe primul rând nu poți. Păi am zis prin absurd. Am zis prin absurd. Să presupunem că mi-a capul razna. În primul rând că nu poate să stea tata fără tine. În Miami aș putea să mă mut eu, să vă las eu. Nu, eu cu mami razna. Aș putea să mă mut. Iar, nu știu, întrebarea asta nu e bună, pentru că nu... Ce mi-ai faci? Nu, întrebarea era dacă te-ai supărat că ți-ai șut de mașinile. Dar nu m-ai supărat, tată. Dacă te-ar pedepsi, pune și tu întrebarea. Hai bine, mai pedepsi? Dacă te-ai muta acolo... Dacă ți-ai șut de mașinile. Trebuie să mă întrebi înainte de emisiune, pentru că nu există... E clar că ține mele rău de tot vă zic eu. Da, mare să trecem peste. Moștenii, vă zic eu adevărul. Să trecem peste. Să trecem peste, bun. Nu-mi lași mie toată moștenirea? Cum? Îmi lași mie toată moștenirea? Nu. De ce? Este sincer. Pentru că avem 3 copii, tată. Mă gândeam că sunt și eu copilul preferat. Bine, fie. Păi da, dar toată? Am zis să încerc. Așa nimic să nu rămână și pentru restul. Pot să spun că dinainte a lăsat totul maică ta. Ah, deci la ea trebuie să pun pile, bine? Păi bune, eu am semnat de acum 3 ani, am semnat o foaie în care soția are dreptul să semneze pentru mine și la și tot. Exact ce spuneam mai devreme, dacă ai scrie ce în alb, ce mai trebuie mie? Am înțeles. N-am murit nimeni de foame niciodată, să știi. Nu suntem în Africa, în partea cealaltă, că sunt și africani bogați. Câți ani crezi că avea cea mai bătrână doamnă care s-a dat la tine? 43, când aveam eu 20. Oh, e sincer. E sincer? Mă așteptam și mai sus. Câte iubite ai avut înainte de mama? O stradă întreagă. Câți ani aveai? Toată strada lui maică. Da, nu erai faimos. La cântă de la 10 ani? Cum? La 10 ani eram prim solist la Cântarea României. Aveam în spate 100 de oameni cu vocile curate, fără instrumente. Pe vremea lui Ceaușescu. Pe vremea lui Ceaușescu. Ce era, că nu am trăit. Cântarea României era un sigur spectacol pe an, care acolo participau școlile. Iar eu eram prim solist la 10 ani. Și aveam în spate oameni în toată firea, adică oameni de la școlile de muzică, mamă, profesori. Și asta s-a tradus și în multă, în faimă pe strada... Avea tot oblacul în spate. Da, da. Pe strada viitoarei soții. Da. Cum? Strada Fericirii? Strada Fericirii. Așa, chiar așa se numea? Nu se numea. Era fericirea lui. Strada Fericirii tale. Strada Fericirii mele. E sincer? Da, a fost sincer. Dacă ai fi fost femeie, ai fi rezistat 35 de ani lângă Adrian Minune ca soție? Nu. De ce? Și e sincer. Pentru că nu aș rezista să stau cu Adrian Minune. Eu dacă aș fi Cati, nu aș sta cu Adrian. De ce? Pentru că nu neapărat persoana faimoasă din omul respectiv este cine este, ci carnea, carcasa care o ai în față, trebuie să fie doar a ta. Deci noi aici suntem niște carcase, doar carne. Sufletul este cel de sus, divin, de la Dumnezeu. Tu ai pe mine în față o bucată de carne care vorbește cu tine și vrei să știi dacă spune adevărat sau fals. Sufletul contează. Urmează întrebarea roșie. Este adevărat că nu am apelat niciodată la relații face, Maria, dar nu cred că fac în Sixana, cred că mă bat pe PD direct. Astfel încât eu să pot obține vreun rol. Pregătește-te, Mario, că vin în Sixana, te arestez pe tine, te bat la pușcărie pe viață. Rol, să câștig vreun concurs, să iau vreun casting, contract sau vreun premiu la școală sau în muzică, dans și actorie? Este adevărat că nici tu, nici Adriana, nici Adrian nu ați apelat la mine. V-am lăsat să vă descurcați singuri, pentru că așa mi se pare normal. Și toate meritele voastre trebuie luate prin a fi tu. Tu ești Carmen și chiar mă bucur că nu ai ales genul meu de muzică, pentru că e foarte riscant. Ce sincer. Mă bucur pentru că am ocazia, odată pentru totdeauna, să scap de toate acele... Da. Știi tu. Eu mi-imaginez cum este. Îmi imaginez cum e să ai succes și făcut pe munca ta, pe pielea ta și tatăl tău având de asemenea un renume mondial în muzică, toată lumea probabil, sau nu toată lumea, dar să fie multe voci care să spună în continuu, da, mă, normal că pentru că tatăl ei e Adi Minune. Fiecare rol. Ce cadou frumos îi faci Mariei de ziua ei. A, vreau să întreb cine e Maria. După nu dai seama că e Mari. Doamne, doar ce spusesem. Bă. Eu cred că put. Miros a suraus, mă, o să-mi iau deodorant. Tu, fata, ne caută cocaină, noi avem. Tu te mici, Len, dacă-ți dau cocaină, e perfect. Bă, 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 bă.
fiecare premiu, fiecare laudă pe care oamenii mi-au dat-o, fie online, fie la televizor, fie oriunde, fiecare, nu știu, piesă lansată, are un comentariu sau este cineva care tot timpul zice, da mă, pentru că taică-tu. Până și pe TikTok, la clipuri random, primesc încă, până în ziua de azi, și am 26 de ani și fac muzică de 10 ani, și în ziua de azi primesc comentarii de genul, dacă nu era taică-tu. Oamenii ar trebui să gândească că eu pot să fiu o pierică în viața ta. Că genul nostru muzical, poate de unii, este... Mă, dar când dracu s-o primă și fomiști, ăștia mă cu ale comentarii pe internet, auzi, și că dacă nu era taică-tu. Zici că e vina ei că s-a, e fata lui Adrian, minune. Tu, Nicole. Condamnat. Adică, bă, noi nu ascultăm Manole. Să le răspundă, pe dacă nu era mătaia proastă să te nască, era mai bine acum când ai primit comentarii de genul. Da, până într-un punct așa a fost, da. Carmen cântă alt gen de muzică și poate, datorită genului meu, ea poate să fie un impediment în viața ei. Da, așa e, da, poate să fie și ceva, așa e. Până într-un punct, mie mi-a luat foarte mult să fiu aprobată de, nu știu, radio-uri, de... Doar pentru că ești fata lui Adimin. Da, da mă, bine, oricum o să cânte Manele la un moment dat. A, că vremurile s-au schimbat și în prezent nu mai e așa nasol, că toată lumea ascultă Manele și toată lumea spune acum sușitare că și ne place trendul ăsta și tot toți vrem pop, să... S-au manelizat foarte mult. Da, este altceva, dar până într-un punct mie mi-a fost foarte greu să scot capul sușitare și să zic eu sunt Carmen și sunt fata lui Adrian Menune, pentru că oamenii unii aveau priviri de discriminare, alții spuneau din start, da mă, bine, a vorbit taică, s-a făcut taică și tot așa mai departe și atunci îți mulțumesc, Shelly, că mi-ai dat ocazia, odată pentru totdeauna, printr-un test poligraf, să confirm faptul că niciodată tata nu m-a ajutat prin relațiile lui sau așa mai departe să ajung unde sunt. Facem Dragoș. Atestat aici, da, cu a fost sincer. Atestat de Octavian. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Te-ai fi dorit să ai un tată celebru? Da. Și este sincer. Ce tare ești. De ce ți-ai fi dorit să ai un tată celebru? Aș vrea să-l cunosc pe Adrian, cel care ar fi avut totul la picioare și drumul asfaltat cu diamante. Nu pe cel care a crescut sărac și mai târziu a evoluat. Da, dar uite ce frumos. Da. Bă, da, e tare. Nu zic că nu-i tare. Dar e mult mai bine să te naști, gen, să faci totul pe picioarele tale. Știu că cumva toți ne-am fi dorit, gen, să avem de mici copii totul. Tot, efectiv să nu ducem lipsă de nimic, să avem bani infiniți de la părinți și să, când ajungem mari, tot așa, să avem bani, să nu avem nicio treabă, să putem stăm pe spate, să nu ne angajăm, să nu facem nimic, să nu muncim. Dar trebuie să realizăm că dacă nu eram persoanele care suntem acum, dacă nu plecam de la zero. Asta e părerea mea, gen, dacă pleci de la zero e mult mai mișto evoluția. Ce-a postat Morovion, Moments Before Disaster, care e fază, ne uităm și la după. Zic că poți să oferi tu copiilor tăi mai departe. Da, dar ei nu știu să facă diferența între a nu avea mult timp, da, și a avea mult timp. Sincer? Că una e, dacă n-ai odată, hai, băi, a fost, asta e, da. Că ai spus mai devreme cu frica de faliment. Dacă n-ai odată, bă, se întâmplă, hai, dar dacă n-ai mult timp să-ți revii de jos, e greu. Da, dar și dacă aveai drumul cu diamante, n-ai fi știut niciodată. Păi da, dar aș fi vrut să-l cunosc pe Adrian, cel care merge pe drum. Habar n-am care e faza cu Vlad Pascu, în afară de crimele pe care le-a făcut. Cred că tot așa era, gen, au promovat că era copil de bangata, nu? Da, nu știu, educația contează foarte mult, vere, și faptul că pleci de jos și ajungi să ai bani și după îți permiți să te flexezi peste tot, e complet normal. Așa se flexează, cred că toate persoanele, gen, și prin afară îi vedeți pe Dărg, pe toți ăștia, gen, că se postează cu 10.000 de euro pe lângă ei, pentru că au plecat de jos, zicem, din ce cartier au plecat și toți s-au plecat de jos, dar sunt oameni care, uite, sunt de bani gata, cum a fost și Vlad Pascu și alte specimene de genul, care se flexează cu bani care nu ei au muncit. Și aia deja e flexul ăla pe care lumea nu-l suportă. Zice, uite ce se flexează ăsta, gen. Și lumea nu face diferența între un flex pe munca ta și pe spatele tău și pe ani de muncă și faptul că ai plecat de la zero și ăla e un flex pe care ți-l permiți și lumea îl apreciază și un flex care ai bani de la părinți, ai bani pe care nu i-ai muncit și nu-s banii tăi și se observă, știi? Pentru că o dai în îngânfeală, o dai în aroganțe. Adică ați văzut și voi cum sunt ăștia care au bani pe care nu i-au făcut ei. Exemplele, nu vi le mai dau, că vi le-ați dat voi direct pe chat. Și ați văzut cum se comportă cu droguri, cu slobos, să-i bat pe toți.
Drumul asfaltat cu diamant. Nu zic, sunt oameni care pe bune au bani de la părinți și sunt de nota 10, un caracter frumos. Dar uite, majoritatea se îndâmplă să fie și altcumva. Din cerva asta vreau să zic că sărăcia te-a motivat și ți-a dat drive-ul ca zi și noapte să nu te odihnești până când tu nu atingi scopul. Așa e. Este foarte important ca au și copiii de bani gata. Sunt mulți copii de bani gata care nu ajung niciodată să aibă nevoie, să fie nevoie să se ridice din pala 7, să se ducă la muncă sau... Și ajungi la concluzia că bă, n-am nevoie să muncesc. Eu la 10 noapte am făceam baie în Albie, la 11 sfoream. Când aveam 90 ani. Da. Și noi trebuie să conștientizăm. Mă trezeam dimineața la 7, munceam la școală. Dacă aveam sandwich bine, dacă nu, vedeam ce ghiozdane mai sunt pe acolo. Și apoi, la 13 ani, aveam 100.000 la cec. Ce schimbare! Consider că ai avut, un mare noroc să începi de tânăr pe drumul acesta? Consider că Dumnezeu mi-a dat acest har ca să pot cânta și să nu mi se schimbe vocea la pubertate când ajungi la maturitate, să zic așa, da? Pentru că noi când am fost copii aveam o voce, după aceea se schimbă vocea și nu mai poți să cânti la fel. Iar eu când de la 10 ani de la același tonul muzical, datorită lui Culămare. Foarte frumos spus. Și hai să vedem și ultima întrebare de la Carmen. Dacă ești mândru de mine. Ce părinte n-ar fi mândru de copilul lui? Și e sincer. Și încheiem glorios. Și încheiem glorios fără nici o minciună. Mamă! Nota 10 perfect pentru Adrian Minune la testul coreograf. Aplauze. Acum Carmen, presiunea. Trei la... Presiunea este foarte mare. Hai să facem schimb de locuri să vedem cum te descurci pe scaunul de coreograf. Let's go. Deci, domnișoara Simionescu, doamna Simionescu, fata lui Adrian Minune și a lui Ecaterina. Căplescu e numele meu după soț. Da. Cât te iubește tata și uita cât te-ai măritat. Pe cine iubești mai mult? Pe mine sau pe mami? Pe mama. O notez, fii atent. Și e sincer. Știe și el. Mi se pare normal ca fetele să-și iubească mamele, nu? Ci că nu, ci că e o regulă ca fetele să-și iubească tații și băieții mamele, dar eu am stat foarte mult cu mama. Asta vreau să spun, tati. Pentru că eu mi-am sacrificat viața, mi-am sacrificat familia ca să stau cu fanii. Iar acum cât mai am de trăit, o să încerc să stau mai mult cu familia. Dar e târziu pentru că fetele s-au făcut mari, copiii s-au făcut mari. O să stau cu nepoții, da? Cu Sofie și cu Noa. Deci cu mami, foarte repede, tati. Ia dă o cheagă de control, bifează pe foaie. Da, pe normal. S-a tăiat normal. Din alocație. După aceea, după emisiune, avem întrebări. Am înțeles. Cum are și ea la mine. Am înțeles. Ce alege între muzică, dans și actorie? Muzică. Și este sincer. Muzică. Ai cochetat și cu actoria și cu dansul în viața asta? Da. Am făcut cursuri de actorie, am făcut cursuri de dans, am făcut cursuri de tenis, basket, volei și mai departe. Le-am făcut pe toate. Am făcut de toate. Are și câteva. Filme la activ. Am jucat în serialul Clanul de la ProTV, am jucat acum am rolul principal într-un musical care se numește Heartbeat, se joacă la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian și vă aștept pe data de 25 aprilie, care a avut premiera pe 3 martie cu sala, cu toată sala în picioare. A fost fenomenal. E un lucru nu nou. Nu știam, eu știam doar cariera muzicală, sincer. Da. Mi-e rușine că nu știam, dar habar n-am. E foarte greu ceea ce... Anul acesta a început cu noi provocări și în primul rând cu acest proiect care musicalul, pentru cei care nu știu, cuprinde și dans, și actorie, și muzică. Este o piesă în care se cântă 2 ore și jumătate și cu atât mai mult am rolul principal și asta pentru mine a fost un challenge foarte mare. M-a scos din zona mea de confort. Cum altfel să evoluez dacă nu așa? Foarte tare, mă bucur că reduci pe toate. Ai fi preferat să fii singurul meu copil? E, nu. Înainte de a da răspunsul, vreau să zic că îmi iubesc frații enorm, nu văd viața fără ei. Și mă uit la alți prieteni de-ai mei care nu au frați și sunt foarte... Singuri. Singuri și... Băi, mi-aș fi dorit să am o soră sau un frate. Sincer, gen, neironic, aș fi simțit nevoia de a avea un frate sau o soră. Nu vreau să mănânc căcat. Dar, pe cealaltă parte, gen, ai mei au tras foarte mult... Gen, și-au muncit foarte mult să mă întrețină pe mine, singur copil. Că n-am avut bani. Știi ce zic? Că tocmai ce discutam de bani. N-am avut... Nici că m-am născut în bani și chestii de genul. Mamaii mei au muncit foarte mult. Însă... Așa, știi? Și dacă eram doi... mai bine las. Dar eu mi-aș fi dorit frate sau soră. Și să iubesc pe ei, mai mult pe ei decât pe oricine altcineva. Individualiști, narcisiști, da. Dar într-un colț al sufletului meu așa, parcă mi-aș fi dorit să fiu în centru atenției. Și e sincer. Cred că da.
Wow! Au ieșit lucruri râde de aici, mă rog. Acasă te iau, frate, în primire. Să mă bată ăștia de acasă. Ce face fără Adriana, fără Adrian? N-aș putea să trăiesc fără ea. Dacă eram în Franța, până acum era majoritatea orașelor distruse de proteste și revolte. În România, după atâtea cazuri, trecem cu vederea, rămânem doar cu supărarea pe moment și încet uităm cu timpul. Real și chestia asta. Real, maxim. Așa am început răspunsul, sunt viața mea, amândoi sunt. Oricum, tu ai fost un copil mai dificil din ceea ce a trecut tati pe acasă. Da, bine. Dar, până mai bine să fii sincer și decât chiar, să iasă că minți. Chiar sunt că sincer. Am zice. O întrebare gravă acum. La ce vârstă te-ai apucat de fumat? Hai, acum să văd. Uite cum îmi tremură mâna. La 18 ani. E minciună. Este minciună. Este minciună? Nu, e adevărat. Vrei să zic și de ce? De ce ea? Pentru că n-avea școala la spate. Nu, stai să că zic. N-avea școala la spate. Nu, hai să zic, e adevărat. Jur că e adevărat. Poate ai încercat odată mai când erai mai mic. Bă, da! Nu pot să cred testul ăsta și mai multe decât știu eu, stai. Da, ai dreptate, ne-am amintit. Că da, am încercat toată când eram eu mică și mamă, stai să zic una bună. Tu nu trebuie să auzi lucrul ăsta, poți să-mi spui bine la urechi. Ce sunt ochi urechi la tine? Chiar m-am enervat. Eram la... Dă din picioare, voi nu-l vedeți, poți să mă asuntă de hai. Și limiși, da. O fi și mare rol tot să nu-l vedem. Bă. Bine, deci prima dată în viața mea cred că aveam 14 ani și am ieșit în parc am la bunici și zis, toți fumau și fetele și băieții și am zis ok, dă-mă și mie, dacă toți erau șmecheri, am zis ok, dă și mie. Că și tu erai șmecher dacă trăgeai de țigară, tată. Păi dacă toți fumau, mă. Ce rușine, mă, tată, mă. Și mi-au zis așa, fiți atenți. Și că tragi un fum, zic, bă, nu, încă mă neg, face, vine tata, ca să tragi, da. Și am tușit și am zis, eu nu fumez în viața mea din punctul ăla, sunt copil bun. Ce-aș că te-am văzut că te mai pitești că fumești de mine tu aici, pe acolo. Așa, și după aia, la 18 ani, am zis, bă, sunt majoră, mi-a luat permisul. Îmi iau și un pachet de țigări. Dar nu, să nu afle tata. Acum, Shelly. E fals, 100%, a fumat. Din viziunea mea de părinte așa și scanând persoane. Bă, ce frumos se poartă Adrian Minune față de alt zlăutar sau ce zic. Mi se pare că se poartă bine rău de tot. Cu lănțicul ăla așa subțirel, nu dă ăsta. Deci că, bine, nici ăsta nu e gros. Ăsta e puțin mai măricel așa, e mai cuban. Dar cine e așa gen, cam Miami vibes dacă mă întreb pe mine. Tommy Versetti, ceva, mafia Miami, mafia Florida, ceva pe acolo o dă rău de tot. Și zic, îmi place maxim, chiar îmi place maxim. În afară de brățările alea de pe mâna dreaptă, care le-aș schimba clar că n-au nicio treabă acolo, sunt în plus. În rest, țâță de muță. Persoana din față și reacțiile. Analizând vorbele spuse și timbrul lui vocal, a răspuns fals. Bun, s-a notat acolo fals, da? Da, aici e F. F. Da. Ai cunit de la școală? Da. Este sincer. Da. A făcut gestul ăsta. Te-ai dus. Adică, da. Da. Se apropo, putea chili la școala americană? Acolo nu se putea chili, dar mai târziu m-am mutat la Lipati. Lipati pe bandă. La Lipati? Soția mea a hotărât dacă copiii mei au talentul ăsta de a cânta și de a pe toți. Deci toți trei au fost la o școală, apoi toți trei la Lipati. La școala americană, apoi turcă și apoi bă, școala de muzică. Olga Gudi International School. International High School Computer of Bucharest, ICHB, și apoi Lipati. Urmează? Mamă, au făcut mai multe școli decât visează Albert Năbână că există școli în România. O întrebare care deja mi-ai dat răspunsul mai devreme, dar vreau să o auzi. Când m-ai mințit ultima dată? Și eu aici. Îl iubesc pe Albert, e viața mea, Albert. Niciodată nu o să se supere pe mine, e viața mea. Acum. Exceptând situația, exceptând situația asta. În afară de acum? În afară de acum, hai. Când am vorbit la telefon ultima dată. Da, știu de ce, nu? Că n-aveai 6 minute, aveai mai mult. Nu, azi, când am vorbit azi. Când am vorbit la telefon ultima dată și m-a întrebat de jobul ăla, dacă îl iau sau nu. Și eu am zis, da, îl iau. Și tu ai zis, păi, și cu ce vii? Și eu am zis, cu bandul. Gen, ca să iau treaba, îți dai seama, nu?
Eu n-am niciun band, gen. Asta a fost minciuna, că... E sincer. Nu, că facem tot posibil, cum e? 3 secunde... Despre ce show, cu ce band? A venit o cântare. Așa? Și am zis, da, luăm cântare acum, pe 18... Da. Acum? Așa. Și da, hai să o luăm. Hai, păi și cu ce vii? Cu band? Da, cu band, am band. Nu am niciun band. Big Ben, cartier mare, Ben 10, bă, bă. Păi și Adi te-a sunat să spună de cântare? Da. E și tu te ocupi cu... Nu, m-au sunat niște prieteni de-ai mei, dacă copii... Alo. Da, frate, zi. Ah, da, poți să cumperi hoste mobil Fox. Ai pe mobil Fox acolo. Da, ai colecția mea acolo, poți să cumperi. Dar cel mai important, poți să cumperi din ce colecție vrei tu, nu contează. Poți să cumperi și din colecția oricărui om, orice huză, numai să baci codul HIGEN, H-I-G-H. Ăla e cel mai important. Te pup, Travis. Te pup, Travis Scott. Chat. Fac pula mă, tatri. Bă. Fii care fac petrecerea sunt fanii Carmen. De fiecare dată când am o propunere de genul, îmi... Managerez show-ul astfel încât să se preteze perfect pe tipul de eveniment. Dacă merg la club, merg bineînțeles cu dansatoare. Dacă merg la scenă, la private, îmi aleg un band. Dacă merg la evenimente din acestea, gen zi onomastică sau așa, merg cu tobe, cu nebunii. Adică sunt mai multe formule de show. E clar că nu am în momentul de față un band stabil format al meu și de asta am zis da. De ce minți că nu te-a sunat nimeni? De ce faci asemenea farse pe de asemenea pe live? Mai ca să iau treaba. De măta Poseidon, măta aia, panoramă. Ideea în care fac eu ce-o fi să iasă bine am și... Înțeles. Adică o rezolvi tu. Niciodată... Își dă interesul pentru că... Da. Scuze-mă că ți-a vorba tati. Își dă interesul pentru că ea face repetiție înainte de eveniment. Adică... 7-4-5 băieți, bă, uite, a venit... Hai de Nomi, cumpără husa mea, Nomi! A fost pe la radio, pe unde a fost, tot așa a studiat înainte ca să ajungă să cânte live. Poate tare, se vede că și talentul și seriozitatea e acolo. Putem trece la întrebarea numărul 7? Da! Te-a acoperit mami vreodată? E prea prost cu aia. Ai avut secrete pe care eu să nu le știu? Da! Este sincer. Spune numai bile negre acolo. Unul mai grav, așa? Asta am trecut-o cu bilă roșie. Adică ce înseamnă bila roșie? Bila roșie, asta înseamnă... Mă auzi, mă, sclavule? Da, bă. Cât facem o 3x3? 6 sau 6? Zi, mă, cât face 3x3? 6 sau 6? Șapte? Îți vreau să amătii de gunoi. Cam eu de întrebat după emisiune. Aha. Pe ea odată și pe mami odată, să văd dacă se leagă. Dar nu trebuie să mă întreb, pentru că e un secret, știi? Am înțeles. E un fel de procuratură. Am înțeles, o anchetă internă. Ai furat vreodată bani de la mine? De ce întrebările tale sunt atât de grave? Da, vrei să mint aici, că n-are ești loc. Ești sincer. Când eram... Ai furat vreodată bani? Nu se poate spune neapărat bani la sub 10.000 de euro, adică am furat câteodată 8.000, câteodată 9.000. Păi mică, îți dai seama. Da. Sincer, vrei să zic adevărul? Da. Păi venea acasă cu bani în toate buzunarele. Lasă acolo pantalon la găseai pe noptieră, bă, peste tot. Nici am luat pierul sacul pe mine și am găsit 50 de euro. Te pup, plec. Deci ai mai ciugurit o dată, de două, era obicei? Nu. Tot timpul mi-a fost, în primul rând, respectul pe care l-am față de el, în al doilea rând, rușine să fac așa ceva, dar s-a întâmplat. La nevoie. Dacă ar trebui să alegi o singură persoană cu care să îți petreci tot restul vieții, care ar fi aceea? Soțul. Fata mea, clar. Sophie. Fata ta, nu? Da. Ce sincer. Oh. Are fetiță? Cum o cheamă? Carmen Minune Fetiță. Fata lui Adrian Minune, despre mărirea familiei, fiica cea mai mare a Adrian, a născut o fetiță. Da, bă, ce frumos! Oh. Sincer și frumos. Să-i trăiască. Ai bătut pe cineva vreodată? Da. Rău. Sincer. Pentru sorme. Asta dacă ai băut pe cineva. Nu, n-am băut, n-am băut. De bătut în legitimă apărare sau aperi pe sora ta? Sau cu sora ta ai bătut pe altă persoană? Nu în legitimă apărare, că nu o dădea personal în mine, dar... Să-mi apăr orgoliu familiei. Am înțeles. Ne jucam în fața blocului, eram mai mici. Sora mea a primit o piedică. Mă rog, ne jucam cu elasticul. Era un joc în spatele blocului când eram noi mici. Și o fată i-a tras elasticul de sub picior și a venit cu bărbia în asfalt. Și bineînțeles că am răbu
bufni, bă, te-am văzut cum să faci așa ceva, nu știu ce, dar mă, tu cu tactul ăla, piticul. Și am văzut negru în fața ochilor. Ia uitați-l pe Adrian. E gen privirea aia. Mamă, fata mea, un demon time, ce mândru sunt de ea, ia fiți atenți chat, ia, ia. Da, fata mea, așa, sper că ai rupt muia la aia. Da, mă, da. A procedat corect? Da, foarte bine. Și vrei să știi lucru amuzant? Că după a venit tatăl fetei la noi la balcon, stăm la parter, știi? Și a început să strige, țiganii, vă duc la televizor, vă omor, vă fac, vă nu știu. Și mama, ca să-mi pace situația, făcea așa, bătea din palme. Nenorocito! Ai dat în copil! Te-ai folosit vreodată de numele meu ca să intri în cluburi sau restaurante? Da! Eram sincer. Ce rost are să minți? Ești tu întrebările. Bine, sincer. Acum o să creadă lumea că fac asta constant. Sincer, urăsc să fac lucrul ăsta pentru că mă respect pe mine, pentru că am 26 de ani, nu mai pot să zic că... Știi, sunt fata lui, bagă-mă și pe mine. Dar sunt cazuri grave, nu, așa. Acum, și acum, nu mint, adică zic pe bune, și acum, sunt cazuri... Auzi, și pe asta, ce că bădăi, eu nu mai înțeleg, asta e soția lui, fica lui sau... Coaie, fică să ești prost? Cazuri grave când, bă, arde ceva rău. Auzi, și pe asta, ce că e soția lui... De tot, ca de exemplu, nu știu, noi fetele... Ne punem gene. E sorul Savere. Trebuia să plec într-o vacanță a doua zi și în ziua... E mama lui Coaie. Efectiv, nu aveam gene și am zis... Sunt la 3 saloane, cele mai bune saloane ever și găsesc eu o programare, nu? Femeile știu că nu găsești niciodată în ziua aia programare pentru în ziua aia. Și am sunat la 3 saloane, n-am reușit la niciunul și la ultima am zis, eu bag pe asta, că e ultima mea șansă. Alo, bună ziua, sunt Carmen, fata la Adrian Menone. Vreau și o programare la gene astăzi. Păi pentru când vreți program? Astăzi? Sigur, vă așteptăm. Ai văzut? Simplu. Adevărul că e bună asta cu... Nu că sunt eu Adrian Minune. Dacă sună, de exemplu, la un hotel în Poiana. Doare, sunt... Carmen. Nu avem cameră pentru da, asta. Da, așa sunt e. Sunt Adrian Minune. Veniți, vă așteptăm. Chiar așa e. Da. Și masă oriunde, și la cluburi, și la alea. Facem acum, ai dăm. Bun, am înțeles. Întrebarea numărul 13. Ți-ai fi dorit vreodată o viață normală? Da. De sincer? Și eu mi-aș fi dorit. Când apar gândurile astea? Adică în ce moment te gândești la chestia asta? Pentru că nu vă cunosc, dar îmi imaginez că aveți o viață destul de fericită în majoritatea timpului, dar și agitată. Prima dată a apărut când eram mică și vedeam... Și că știi de ce Adrian Minune nu se plimbă pe câmp? Ca să nu-l gâdire iarba la coaie. Am că toți copiii vin pe jos, înghețați cu țurțuri, dar vin fericiți și cântând și ajung toți într-un grup în clasă. Și eu ajung din X6, mă dau jos și stau în bancă și aștept pe ei. X6, 4, 4. Voia să fiu un copil integrat, să fiu un copil, știi? Da, de cele mai multe ori am fost văzută fata cu bani, fata fițoasă, doar din faptul că sunt cine sunt. Și acum, recent, îmi doresc să fiu normală cât tot. Până acum la ce te-ai uitat, vere sau doar ce ai întrebat? M-am uitat la Skybri, la Mia Khalifa, la Abela Danger. Dată, pentru că, na, fetele știu mai bine că am mai povestit eu despre treaba asta, am început să am probleme cu tenul și nu ar trebui să mă mai machez. Cu cât mă machez mai des, cu atât îmi răutățesc problema asta mea cu fața și îmi doresc să ies și eu pe stradă nemachiată, știi ce zic? Dar tot timpul mă gândesc că îmi face cineva o poză, mă filmează cineva, ce articolele... Păi și de ce nu ești, dacă e pentru sănătatea ta și pentru sănătatea tenului tău, de ce nu-ți bași picioarele de lumea să spui, domnule, am probleme cu tenul, eu să știți că eu să ies nemachiată și mă interesează, până mă fac pentru binele propriu. Sincer, cred că n-am curajul să fac treaba asta, sincer. Pentru că mi-e greu și mie să mă accept așa cum sunt cu problemele mele și femeile mă înțeleg. Asta că o să te faci bine, stai liniștită, nu e problemă. Cum ai fi reacționat? Ai fi reacționat dacă ți-aș fi interzis să faci muzică? Adică, băi, tati, nu mai ai voie să faci muzică. Ți-aș fi demonstrat că sunt atât de bună încât te-aș fi convins să o fac și aș fi făcut-o. Cum m-ai provocat așa să vii la studio la Weru, nu? Cum a fost? Ce sincer? A fost mișto. A fost mișto. Mă întrebam pe Octavia. Nu e problemă, că răspundem la dublu. Dacă ar trebui să alegi între familie și carieră, ce ai alege? Familia. Ce e sincer? Am sigur. Crezi că ești capabilă să faci sacrificii așa cum eu am făcut, altfel încât să atingi nivelul de succes pe care ți-l dorești? Vreau să zic că da. Ia zic, e adevărat sau nu?
E greu. Păi nu, ia, răspunde tu cum simți. Nu știu, că deci îmi doresc. Aici ești minciună. Îți dorești, dar crezi că vei poți face... să răspund la întrebarea asta cu un alt răspuns, nu cu da sau nu. Poți să răspund la întrebarea asta spunând că voi face tot posibilul ca copilul meu să nu simtă niciodată lipsa mamei ei, dar în același timp cariera mea să nu aibă de suferit. Au fost situații când eram la radio, urma să intru în live și să cânt și toți artiștii știu că ai emoții la radio, că în timp real îți lansezi piesa ta, ai emoții, oricât de... mare fi. Hai să nu te duci să vorbești, exact, te duci să faci live cu band, exact. Poți să meargă multe. Și fix înainte să intru în live, m-a sunat soacra mea și mi-a zis: fata are febră 40, mergem la spital, vină după noi. Adică sunt situații și prin ce, care ce ai făcut în situația? O mamă care are și o carieră în același timp, ce să fac? Am zâmbit și am intrat și am cântat, bineînțeles. Și ulterior am fugit la spital. Adică astăzi riscurile meserii și da, le fac, Doamne, nu știu cât de bine, că n-am... Ce pot să fac? Nu e ca și cum aș putea să aleg una dintre ele. Amândouă fac parte din viața mea și trebuie să le fac cu brio. Foarte frumos spus. Dacă aș fi stat mai mult acasă cu tine, m-ai fi iubit mai mult ca pe maică ta? Da? Da. Să nu fie minciună. Nu e. Da? Este. Este minciună? Adică tot mama ar fi fost la inima mea? Da, da, te-am zis că ai zis dacă o jumătate în gură. Sincer, lasă-mă să zic de ce a ieșit așa. De ce? Mama mea are un loc special în sufletul meu și toată viața mea, ea este inima și sufletul meu, pentru că... Ieși! E mami tău. Ea te-a ținut în burtă 9 luni, era să zic 9 ani. Da, și cumva, faptul că tata lipsește, la un moment dat a devenit o normalitate. Aruncă și mie un sol de pace. E mai emoționant, poligraf, sincer. La un moment dat, lipsa tatălui meu a devenit o normalitate, înțelegi? Și ca să pot să nu sufăr, că văd alți copii, că sunt în parc cu taților, că merg la film cu taților, că sunt aduși la școală de taților, că sunt pupați și giugiuliți în public de față cu toată lumea, că eu dacă ieșeam cu tata undeva, el stătea să facă poze. De nu lăsa oamenii să stea cu mine, înțelegi? Ca să nu sufăr. Băcoaie, vă rog eu frumos, era un moment, băcoaie, reduși mental ce sunteți, era un moment super emoționant și chiar apreciez ce zice și ea și... Apreciez acum a zis cel mai mult familia asta. Și vine bou de sen și mici Adrian, dacă ar plânge, s-ar înneca singur. Futu-ți rasta mătii de gunoi infect cu aia. Doamne, bă, nu pot să mă uit, știu că era chiar îmi place gen Adrian, mine și familia lui. Mă jur, cred că apreciez de 100 de ori acum faptul că îi și cunosc. Gen, și știu și povestea și tot. Și vine boul ăla pe cea să-mi zică că dacă ar plânge Adrian s-ar neca singur cu aia. Mi-am autoimpus să mă desprind ușor de nevoia aia de el. Să zic, asta sunt și cu tati și fără tati. Dar asta, sincer, m-a făcut să fiu femeia puternică. Dar imaginează să trăiască familia ta, să iei postestul poligraf live. Să citească și el comentariile astea în timp real să le zică ăsta. Care că... sunt astăzi, pentru că eu consider că nu depind de un bărbat în viața mea. Că am nevoie de soțul meu și te iubesc, Fabi, mult. Bravo, tata. Și ultima întrebare la care am răspuns eu, dacă ești mândră, să fii fata lui tati. Da. Da. Și este sincer. Bravo, tati. Asta nici nu mai avea nevoie de aparat, da. și eu știu cu siguranță că răspunsul eu sincer. De plângăcioși de niște. Cu siguranță cel mai tare poligraf. Dar chiar nu mă așteptam să fiți așa. Nici eu nu mă așteptam la atâta emoție, jur. Mi se pare foarte tare. Nu să ai copii, o să vezi. Plăcerea mea de a munci... Tu îți dai seama că ăștia fac mișto de el, dar omoare milioane? Nu, bă, crede-mă că nu face nimeni mișto de Adrian. Adică ăștia sunt niște glume așa, micuțe, dar cel puțin eu, ești nebun din... Ți-ai fi dorit? Mass media, așa, nu știu cum dracu să numesc. Cred că e, pe bune, familia mea preferată, gen așa, din, știu, zic, tată, fiică, relație, tată, fiică. Cred că și, nu știu, cu soția lui nu cunosc sau ceva, dar mi se pare așa, după clipul ăsta, mi se pare super mișto și povestea de viață și tot.